Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Am vorbit în ultimele zile despre importanța nasului în procesul de respirație, în cadrul miniserialului nostru despre respirație și despre o tehnică simplă pe care tocmai am spus-o ieri, de a ne desfunda nările care sunt obturate în anumite situații. Astăzi am să vă spun o a doua tehnică de a desfunda nările, care se leagă cu presopunctura, de fapt cu o tehnică de presopunctură chineză. Ca să degajeze obstrucțiile nazale, chinezii apasă cu degetul mare anumite puncte de acupunctură. La baza craniului, imediat lângă vertebrele cervicale, timp de un minut, apăsați cu degetul mare în partea nării înfundate. Apăsați la fel pe baza peretelui lateral al nării din aceeași parte. La fel pe partea superioară a peretelui lateral al nării, lângă colțul interior al ochiului din această parte. Și aceste tehnici ar trebui să ne ajute să ne desfundăm cu succes nara respectivă. Acesta a fost al doilea exercițiu de desfundare a nasului. Mâine vom continua cu un exercițiu de sensibilizare a respirației pe nas. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept cu plăcere la un nou minut de spiritualitate.